În această drumeție sunt doar eu cu voi. Urmează o porțiune cu lanțuri. Ia uitați ce surpriză am găsit aici. Stâlpii de marcaj sunt destul de puțini. Singurele care ne indică drumul pe ceața aceasta densă sunt urmele de pe jos. E o atmosferă incredibilă și un sentiment extraordinar să te afli aici. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi este o zi minunată, tocmai bună pentru o nouă drumeție. Aseară a nins, iar acum totul este îmbrăcat în zăpadă. Noi acum suntem în Munții Ciucaș și am de gând să parcurgem creasta Gropșoarele Zăganu. Am pornit de jos din DN1A, din dreptul pensiunii Nicos, iar acum sunt pe un traseu nemarcat, deoarece pe traseul marcat este destul de mult noroi la început și am vrut să levit. Se poate merge și pe acolo, pe marcaj Cruce Roșie. Vom urca până la stâna Zăganu și de acolo în continuare pe creastă. În această drumeție sunt doar eu cu voi, așa că haideți să nu pierdem orele puține de lumină și să pornim la drum. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. Say you'll go. Don't make me wait. There's no need to hesitate. Let's make footprints in sand. Let's make miracles. Come hold my hand. Let's find something new. Me and you. Să faci drumeție pe orice vreme este sănătate curată și pentru organism și pentru minte. Pentru organism e foarte bine pentru că pui sângele în mișcare, ești la aer curat, te adaptezi cu frigul. Iar pentru minte este bine pentru că drumeția te ajută să pui gândurile în ordine. Parcă timpul trece altfel. Parcă ți ajunge altfel. Parcă ai tot timpul din lume, doar pentru tine. Și lucrul ăsta te ajută să-ți rezolvi orice problemă și să te simți fericit.
Am intrat pe marcaj Cruce Roșie și de data aceasta îl vom urma în continuare. Nu vom mai merge pe trasee nemarcate. În spatele meu este Stâna Zăganu, iar noi ne îndreptăm în sus, înspre vârful Zăganu, care este în ceață. Deocamdată nu se vede nimic. Noi sperăm să ajungem dincolo de nori. Dar asta n-avem de unde să știm dacă o să și reușim. Am ajuns la indicatorul spre cabana Ciucaș, care merge tot pe Cruce Roșie. O parte din traseul nostru este comun cu acesta, doar până la Răscruce. De la Răscruce noi vom coborî spre Muntele Roșu. Acesta nu este brăduț. Aceasta este o zadă îmbrăcată în zăpadă. Ia uitați cât de frumoasă este. Urcăm mai sus, cu atât ne apropiem de momentul în care vom ieși din nori. Ia uitați, deja acolo se vede senin. Ce frumos! E gheață pe indicator. Ne arată că până la Răscruce ar mai fi o oră jumate, două. Thank you.
Aici urmează o porțiune cu lanțuri. Mi-am pregătit niște colțari care să mă ajute să trec mai ușor de ea, mai în siguranță. Aceștia sunt, așa arată, au colții destul de mici și scrie pe ei front și back. Deci aceasta e partea din față și se încalță ca niște șosete. Uite așa peste bocanc. Mai am aici o chingă. M-am oprit la un ceai și ia uitați ce surpriză am găsit aici. În față vedem fenomenul Gloria. Acesta se creează când este și soare și ceață în același timp. Ia uitați, sunt chiar două curcubee. Nu știu dacă se vede al doilea. Este un pic mai vag colorat. Ce superb! Ce noroc să prindem așa ceva!
sunt la coborâre de pe vârful Gropșoarele. Am întâlnit aici un grup minunat de drumeți, un pic mai devreme, și m-am luat la vorbă cu ei. Și cât am stat așa frumos la vorbă, s-a umplut cerul de nori și acum merg prin ceață. Norocul meu că am urmele, după care mă pot orienta până la răscruce. Stâlpii de marcaj sunt destul de puțini, singurele care ne indică drumul pe ceața aceasta densă sunt urmele de pe jos. Nu se vede nimic altceva. Suntem total înghițiți de ceață. Ah, cred că am văzut un indicator. Am ajuns la răscruce. M-am luat cu admiratul peisajelor și am uitat complet să vă spun că am schimbat marcajul de la răscruce. Acum urcăm pe Triunghi Roșu și vom cobori tot pe acesta până la Muntele Roșu. Sunt incredibil norii aceia așezați în voi. Câte straturi. Cred că sunt cel puțin 3 straturi de nori. Unul jos, unul aici un pic mai sus, la nivelul crestei, și încă niște nori de altitudine, care se văd acolo, în dreptul soarelui, un pic mai bine. M-am oprit
puțin aici să fac o cafea, să mă bucur de ultimele raze de soare. E o atmosferă incredibilă și un sentiment extraordinar să te afli aici. Excursia noastră se apropie de final. Mai am puțin și voi ajunge la cabana Muntele Roșu. Și de acolo foarte puțin până în cheia. Probabil că voi ajunge pe noapte, dar nu foarte mult. Voi merge cam 20 de minute. Drumeția aceasta a fost un adevărat antrenament fizic, dar și o oază de bucurie pentru suflet. Vă doresc o zi minunată și vreme bună pe munți. La revedere! Oh, înainte să mi-au rămas bun, ia uitați cât de drăguț este! Doamne, ce creativi au fost! Foarte drăguț! La revedere!